BMW-uri s-au putut cumpăra, dar aparate de testare pentru droguri nu. Și, într-adevăr, le este frică de parchetul european, le este frică de Comisia Europeană și, deocamdată, plimbă cartoful fierbinte și nu cer banii europeni. Îi cer premierului Ciolacu să ia măsuri în privința activității domnului Predoiu. De mult n-am mai văzut un politician așa deschidător și, aș spune, chiar obraznic. Dacă ați observat la toate întrebările colegilor noastre din presă, care reprezintă prin întrebările lor interesul public și au pus niște întrebări absolut legitime, le-a răspuns că sunt detalii tehnice și că el nu intră în detalii tehnice. A fost întrebat câte aparate drug test are poliția română. Adică ăsta e un detaliu tehnic, nu poate să răspundă. Domnul Predoiu, văd că joacă în aceeași echipă cu domnul Bode și nu cere banii europeni pentru acest proiect. Un alt proiect blocat de domnul Predoiu este proiectul celor 1000 de radare fixe din PNRR, bani pe care eu, Cătălin Drulă, ca ministru al transporturilor, i-am pus acolo. Recunosc că am făcut asta în ciuda lui Lucian Bode, pentru că domnul Bode are o agendă de sprijinire a infracționalității, nu de combaterea ei, și am pus, este jalon PNRR, sunt și banii PNRR acolo pentru montarea 1000 de radare fixe în România. Să întrebați la Ministerul Afacerilor Interne dacă a progresat în vreun fel acest proiect. Păi nu, n-a progresat, că ne-am interesat. Nu a progresat.